Grădinița cu program prelungit Prichindelul a găzduit astăzi un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Sănătății Orale. Educatoarele de la Grădinița Hunedoreană, dar și numeroși medici, asistente de la cabinetele medicale școlare au luat parte la acțiunea organizată de Direcția de Sănătate Publică. Din partea instituției organizatoare a fost prezentă doamna dr. Cecilia Birău, directorul DSP Hunedoara. Direcția de Asistență Socială a municipiului Hunedoara a fost reprezentată prin Gabriela Popa și Sorina Mezinescu de la compartimentul Asistență Medicală Comunitară și Liza Cârlig de la compartimentul Mediere Sanitară. Copiii din grădinița cu program prelungit au participat foarte activ la acțiunea dedicată lor, dând răspunsuri care mai de care mai haioase la întrebările doamnei Birău. Aceasta le-a vorbit despre dinții de lapte, care nu sunt făcuți din lapte, cum aveau să afle micuții, despre importanța spălatului pe dinți de cel puțin două ori pe zi, dacă nu chiar după fiecare masă, despre felul în care ceea ce mâncăm afectează nu doar dinții, ci și întregul organism, pentru că digestia începe deja în cavitatea bucală. La final, micuții le-au mulțumit celor prezenți pentru vizită în felul lor, spunând poezii și cântând despre primăvara care se cam lasă așteptată. Se înregistrează o creștere a frecvenței afecțiunilor dentare, a durerilor faciale cronice, a afecțiunilor gingivale, cariilor dentare și pierderii dinților, cât și altor boli care afectează gura și cavitatea orală, datorită faptului că rețeaua de cabinete școlare este redusă. În municipiul Hunedoara există 4 astfel de cabinete cu 5 medici, în timp ce în Deva sunt doar 3. În Orăștie, Lupen și Petrila, câte un cabinet cu un medic fiecare, iar costurile pentru tratamentele afecțiunilor care sunt depistate tardiv sunt ridicate. Conform colegilor medicilor dentiști din județul Hunedoara, aproximativ 95% din populația județului prezintă cel puțin o afecțiune din cadrul patologiei orale. În județul Hunedoara sunt înregistrate 243 de cabinete medicale individuale de medicină dentară și 266 de medici dentiști. Desfășurăm și activități de promovare a sănătății, iar 20 martie este Ziua Sănătății Orale. Este foarte important ca mesajul să ajungă la tânăra generație din primii ani de școlarizare, tocmai pentru că să avem copii informați, adulți informați. Din păcate, România este pe ultimul loc la utilizarea pastei de dinți, conform statisticilor economice, și la utilizarea periuței de dinți. Deci de asta trebuie să spunem tinerei generații importanța pentru sănătatea întregului organism a sănătății orale, pentru că a avea dinți sănătoși înseamnă a hrăni un organism în mod corespunzător și a avea un adult sănătos. Digestia începe din cavitatea orală, iar copiii trebuie să-și formeze bunele obiceiuri pentru a-și menține niște dinți sănătoși. Suntem de asemenea pe primele locuri la persoane care au o incidență crescută a cariei dentare, o boală a dintelui, și de asemenea a persoanelor cu edentație la vârste tinere. Deci trebuie să facem ceva, pentru că da, avem numărul cel mai mare de medici stomatologi la mii de locuitori, dar din păcate faptul că nu se decontează toate serviciile medicale de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a dus la neprezentarea a foarte multor persoane la medic stomatolog, la examinări medicale periodice care ar trebui să le facem fiecare dintre noi pentru a ne menține o sănătate orală corespunzătoare.